Neața, este 6 dimineața aici la mine și vă vorbesc din parcarea aeroportului Henri Coandă, unde am ajuns acum vreo 5 minuțele. Vă vorbesc de aici pentru că am tot căutat un loc mai luminos așa să pot să vorbesc cu voi și să mă și vedeți în timp real, ceea ce n-am reușit pe drum și am zis că decât să mă vedeți blurată, mai bine vă vorbesc odată ajunsă în parcare. Cred că deja v-ați prins ce facem, mergem la Praga, din nou la Praga cu Dermacol, așa cum am fost anul trecut. Este deja un vlog pe canalul meu pe care poate l-ați văzut dacă nu l-ați văzut. Linkuiesc în descriere, de anul trecut, când am mers acolo la invitația lor, cândva în primăvară. M-am bucurat tare, tare mult că m-au invitat iarăși anul ăsta, acum fiind toamnă, de altfel, și într-acolo mergem. Am acceptat, bineînțeles, invitația, abia aștept, sunt mega super entuziasmată pentru că data trecută a fost super și sper ca de data asta să fie cel puțin cum a fost atunci și dacă se poate să nu plouă, ar fi absolut minunat. Ok, acum că v-am pus la curent cu asta, o să mă dau jos din mașină, mă duc să-mi iau și eu bagajele din portbagaj, mergem, facem check-in-ul, după care decolăm. Iar cu voi cred că mă aud direct din Praga. Sper! Aterizat cu bine, acum vreo jumătate de oră, după care am stat foarte mult până când ne-am recuperat bagajul și îmi pare rău că vă zgâlții puțin, dar să știți că merg în clipa asta. Ne-am reunit cu lumea aici și din câte am înțeles, acum ne îndreptăm spre o limuzină roz care ne așteaptă. Cred că o văd, uite aia de acolo este, o vezi? În stânga, uite acolo. Aia e, da, care ar trebui să ne ducă la hotel. Ceea ce e foarte tare, mi-am amintesc de anul trecut, pentru că am avut aceeași limuzină și atunci ne-am plimbat cu ea așa prin oraș și eram în pantera roz, în trafic. Așa ceva? Am ajuns la hotel și ne-am cazat și am zis să încep turul camerei de aici din baie, pentru că asta este cea mai aproape de ușa de la intrare, ca să vă arăt. Camera nu e foarte mare, nici baia nu e foarte mare, dar e foarte frumos, iar priveliștea pe geam arată nimaipomenit de bine. Și cred că acum vedeți pentru prima oară, poate observați ceva nou, că mi-am schimbat camera de vlogging. Filmez cu altceva și sper că v-ați dat seama deja la calitate, fiind prima dată și pentru mine când folosesc asta. Chiar ieri am cumpărat-o și acum sunt în proces de testare, așa că sper să iasă bine. Deci avem o dată noutatea asta și avem și boia care arată, uite așa, dacă vedeți e marmură din asta pe blat, prosopele, săpunele, oglindele în partea asta de aici, încoace ar fi toaleta și ar mai fi cada. Și acum hai să vă arăt și camera propriu zis. Iar camera arată așa, mă rog, patul ăla a fost întreg, dar m-am trântit în el cum am ajuns și n-am stat mai mult de 2 secunde, însă a fost suficient cât să-l fac praf. V-am zis, nu e foarte mare, dar este foarte luminoasă și o să vă arăt ce priveliște frumoasă este în partea aia. Ăsta ar fi pat din ăsta king size, nu știu ce, deci e foarte, foarte mare. Noptiere lângă, niște tablouri aici interesante. Aerul condiționat care duduie și pe care sper că nu l-au auzit foarte bine. În partea asta, la altă, ar mai fi o lampă. Acolo sunt bagajele noastre, mă rog, pașapoarte, un măr. Aici încă o oglindă, hello, hello. Și hai să vă arăt cum este pe geam. Tac, 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 tac. E prea luminos în primul rând, stai să mai scadă luminozitatea. Așa, da, în momentul în care dăm perdeaua la o parte, asta se vede pe geam. Sunt clădiri din astea vechi, cum îmi plac mie, foarte faine. Iar în partea dreaptă acolo, nu știu dacă vedeți voi, dar sunt magazine de-astea de lux. Am văzut că este Escada, am văzut Armani, am văzut Dolce & Gabbana. Dacă îl vedeți voi, e chiar acolo, ăla unde e degetul meu, acolo e un Dolce & Gabbana. Dar nu cred că vom sta noi de magazine de-astea, însă mie îmi plac clădirile, uitați-vă ce frumoase sunt alea pe acolo. Deci priveliștea este chiar ce trebuie, e super fain. Și uite și niște domne acolo jos, care probabil că m-au văzut că vorbesc singură. Oricum, cam asta ar fi camera. Yay! Dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? To fall.
distanță după ultima conversație cu voi de la hotel, am plecat să explorăm puțin orașul, căci avem câteva ore libere până de seară când începe prima activitate din program. Cred că nu v-am spus, dar la curent acum, sunt în total 3 zile pe care le vom petrece aici la Praga și nu sunt doar eu, evident, sunt influencer chemați din toate părțile lumii. Eu sunt pentru România, așa cum am fost și anul trecut, și ne vom reuni cu toții la petrecerea de bun venit, care va fi de seară chiar la hotel. Asta va fi undeva pe la ora 6. Numai că noi ne-am cazat în jur de 11, ceea ce înseamnă că mai avem câteva ore libere de făcut ce vrem noi. Cam așa e în fiecare zi. De principiu există un program stabilit de ei, de cei de la Dermacol, iar pentru anumite zile sunt așa niște ore libere, niște ferestre pe care le putem petrece cum vrem. Și pentru că astăzi e soare, e frumos și majestatea ore la dispoziție, am zis hai să ne plimbăm, să explorăm, să vedem care e treaba pe aici prin oraș. Și ne-am plimbat câteva ore, cred că vreo două, timp în care am mâncat o înghețată foarte bună, după care am mâncat un fel de chiurtoș, numai că era umplut cu căpșuni și cu frișcă, bun și ăla. Și m-am adus și cu o durere de picioare absolut infernală, pe care a trebuit să o rezolv de urgență, astfel încât m-am dus la H&M și mi-am luat niște tenis. Nu m-a interesat ce, cum arată outfit-ul, cum mi se strică, adică nu mai pot de picioare, sunt efectiv terminată pentru că am purtat astăzi niște pantofi noi și mi-au rupt picioarele. Prin urmare, acum vă vorbesc după chinurile alea absolut îngrozitoare și cred că știți la ce mă refer dacă ați trecut vreodată prin purtatul de pantofi noi. Acum însă fiind la masă, ne-am oprit undeva prin zona centrală ca să mâncăm și mi-am luat un cidru, cred că este ăsta, cred că cidru, da? Cidru, zic bine. Nu știu, cu gheață și așteptăm să vină mâncarea tradițională de aici și de-a lor, am înțeles. Ne-am luat și noi după un meniu în limba engleză, care nu știu cât o fi de corect tradus, dar am comandat un meniu de la mare de două persoane și să vedem ce-mi putea mânca de acolo. Eu oricum fiind giftuită după înghețată și ce-am mai mâncat, chiurtoș din ăla care are o denumire ceva, nu o să intre foarte mult, dar încercăm. Oricum, important e că nu mă mai dor picioare. În altă ordine de idei, să știți că e atât de frumos. E un oraș absolut superb, pe care n-am avut ocazia să-l explorez ca lumea data trecută, dar acum, nu știu, sunt străduțe din alea pietruite și clădiri vechi și uși de lemn masive, înalte, cu tot felul de ferestre, cu felinare. E o nebunie. Și e așa liniștit și plăcut și mie mizerie. Nu știu, mi se pare 10 clase peste Paris, chiar asta spuneam mai devreme, că e mult, mult mai frumos. Mi se pare că e underrated orașul ăsta, dar... Am revenit în camera de hotel acum 2 minute și când am ajuns, în primul rând că pe ușă, am găsit, stați așa, chestia asta, ceea ce era clar că s-a intrat în cameră. Și în momentul în care am intrat în cameră, bam, am găsit astea pe pat. Cred că în lipsa noastră au venit și ne-au lăsat câteva lucrușoare pe aici. Văd că ne-au lăsat un tricou, aici am un halat din ăsta pufos, am o umbrelă, cred că toate sunt cu sigla Dermacolului. Aici mi-au lăsat ochelari de soare, un porfart care nu știu cu ce e plin, bănesc că produse cosmetice, pensule. Așa, aici este o hârtiuță în care vom intra imediat, o cutie cu produse cosmetice, prosoape și mai multe produse cosmetice. Acolo e o cutie neagră, interesant. Aici mai este încă un halat care bănesc că nu e pentru mine, pentru că e o mărime mai mare. Aici iarăși hârtiuțe, ochelari, prosoape. Băi, cred că ne trebuie la spa, de asta ne-au dat atâtea prosoape. Mă rog, de asta de cameră, încă un parfum, iarăși o de asta pliante și încă alte chestii. Super drăguț din partea lor. Și data trecută când am fost, ne-au lăsat câteva lucruri pe pat. Au trecut câteva ore de când am vorbit ultima dată cu voi. Am și dormit vreo două așa, m-am odihnit puțin tel că eram praf. Și numai bine că am venit acum la petrecerea de bun venit, cea despre care vă spuneam că se va desfășura seara. Se pără un pic aiură, dar e ok. Se va desfășura seara cu toată lumea, cu toți influencerii. Și ce să vedeți voi, cum eram eu aici la măsuță și mă uitam la influencerii care toți sunt îmbrăcați eleganți, în timp ce eu sunt în blugi. Vine la mine o persoană. Ioana!
E o aliment pe care nu mă așteptam să o găsesc aici. A fost o mare șoc. Da, dar e bine, uite că putem să vorbim românește, că nimeni pe aici mai vorbește românește. Am văzut-o pe Andreea, eram în capul picioar și m-am întors și am văzut Andreea! Și a venit repede la mea. Chiar surpriză. Da, da, zicea că e singura blogi. Da, da, nu, că și ea e tot casual. Păi da, mă, că așa era pe dress code, era casual. Și noi, mă, că l-am respectat, numai că restul lumii... Da, e ok, supraviețuim, e bine, gata, am ce vorbi. Pe tot! Cameră, v-ați prins, sunt în pijamale, mai trebuie doar să mă demachiez, ceea ce momentan mi-a fost foarte silă să fac, dar va trebui, pentru că am mult machiaj adunat de pe parcursul zilei și praf, mizerie, na, ce se adună în mod normal, astfel încât trebuie neapărat să-mi curăț fața. Însă voiam să fac încheierea pentru ziua de astăzi, o zi frumoasă, dar foarte lungă și obositoare, care s-a încheiat într-o manieră tare drăguță și neașteptată, odată cu întâlnirea cu Ioana. Nu mă așteptam să o văd aici, a fost un șoc total pentru mine să o întâlnesc, dar m-am bucurat mult de tot când a venit la mine și am văzut așa un chip familiar în sfârșit aici, chiar a fost o fază foarte, foarte faină. Dar noi suntem din România, așa cum cred că v-am mai spus, și am petrecut toată seara împreună, am mâncat împreună, ne-am pozat, am vorbit de tot felul de chestii și a fost o atmosferă tare plăcută și destinsă, așa, chiar m-am bucurat mult de tot să dau de ea aici. La un moment dat ni se făcuse frig și au fost drăguți cei de la hotel, căci masa am luat-o la etajul nou, undeva pe terasa hotelului Intercontinental și ni se făcuse frig, iar cei de la restaurant de aici au venit și ne-au adus niște pături din astea super pufoase ca să ne mai încălzim, ne-au aprins și un fel de, nu știu cum să le zic, sobă, calorifere, nu știu ce erau alea acolo unde am avut, cum le spun, au un nume anume? Hitere. Hitere, da, hitere, nu știu, chestii încălzitoare, habar n-am, au contribuit și alea la starea noastră de bine general, așa că și se lăsase destul de frig și chiar acum nu cred că sunt mai mult de 15 grade. Ziua e destul de caldă seara și dimineața pare friguștean așa. Și am mâncat binișor, mie mi-a plăcut mâncarea, cam puțină ce pot să vă zic, dar mi-a plăcut mâncarea. Organizarea a fost foarte ok și am stat așa la câte mese în funcție de țara din care veneam, ca să zic așa, deci spanioli au stat cu spanioli, mai erau niște fete din Singapore care au stat cu fetele din Singapore, la masa noastră erau numai români și a fost drăguț, chiar a fost foarte, foarte faină seara asta și finalul ei, așa. După care am venit înapoi în cameră, m-am schimbat în pijamale, m-am băgat în pat căci mi-este frig și acum ziua mea este deja finalizată, mă gândesc că tot mai am ceva să vă spun, dar nu-mi dau seama ce. A, cred că voiam să vă arăt ce am găsit astăzi, pentru că am fost în niște magazine de antichități și n-am apucat să vă povestesc că eram probabil cu gândurile în altă parte atunci, dar am găsit niște lucruri frumoase și pe unele mi le-am luat, pe altele nu, am rămas cu gândul la ele, însă am să detaliez și am să vă arăt și cu ce am venit după mine. Frumos de tot, sunt niște magazine cu antichități, mai ales cu bijuterii absolut superbe și sper să am ocazia zilele astea să mai cotrobăi, să mai caut, poate găsesc ceva la niște prețuri mai accesibile, căci ce văzusem eu erau niște bijuterii care costau undeva mult, adică sute de milioane și vă dați seama că nu. Astfel încât am plecat cu ceva mai ieftin, cu niște gablonturi, dar vi le arăt cu altă ocazie, mâine, poimine, vedem noi, avem timp și să vă arăt și ala de la Dermacol, că n-am apucat, sunt niște chestii drăguțe pe acolo. Mâine de dimineață ne vedem cu Ioana la micul dejun, mergem și mâncăm împreună, după care o să facem o vizită la unul dintre magazinele Dermacolului, cel mai mare, cred că este același la care am fost și data trecută. Iar de acolo ar trebui făcută o plimbare, am înțeles, prin centru istoric, iar după asta cred că ar fi prânzul pe care ar trebui să-l luăm la un restaurant, parcă așa mi-amintesc, nu mai știu, avem oricum programul listat pe o chestie, pe un soi de pergament, așa e totul listat acolo, vă mai updatez și mâine, n-aveți grijă. Deocamdată noapte bună, pupici, temachiere, alea și ne auzim în zăr de zi. Revin.
try to breathe. Call you 7:22 a.m. Love the tone. Am ajuns la masă, aici unde se va ține conferința de astăzi. Ioana e lângă mine, e în dreapta mea aici. Asta după ce ne-am întâlnit și azi dimineața la micul dejun, acum vreo jumătate de oră, cam așa. Și așteptăm să vină toată lumea. Iar am făcut cunoștință cu o tipă din Honduras, care a venit la noi așa din ea, ne-a pupat și ne-am vorbit și ne-a pus să zicem chestii în română, ceea ce a fost foarte drăguț. E mișto când lumea e sociabilă și poți să vorbești cu oamenii deși nu vă cunoașteți. Și acum stăm, efectiv, să se așeze toată lumea la mese, ceea ce cred că ați văzut că sunt așa niște mese circulare pe care am găsit niște bunătăți. Uite, de exemplu, am găsit ăsta, care este un USB în formă de fond de ten. După care avem aici un săculeț cu keychain. Cum îi zice în română? Breloc? Breloc, da. Breloc, cu nu știu ce parfum solid. Și în ăsta se distrează fetele. Și în ăsta ce e? David Toy? Un ăla roz? Un pix. E un pix, super. Da, ei, așteptăm. Așa ceva? Ăsta este așadar USB-ul, sticul ăla de USB despre care vă spuneam. Arată fix ca un fond de ten, chiar mi-e teamă că o să-l pierd. Că o să-i pun capocelul și nu o să-mi dau seama că este USB-ul. She will present you about the brand, history and the current business. But first, let's have a look at the program. Dermacol, with its love for beauty, is changing the world. Dermacol, the original Czech brand, was founded in the Barrandov Film Studios by a combination of experts in movie makeup and dermatologists from the Institute of Medical Cosmetics. Their first and most successful product, Dermacol, is makeup. At the end, each contestant received a gift bag with cosmetic products. This foundation, the Dermacol Full Coverage Mask Foundation, is Jeffree Star approved. So amazing. The end result, doing my makeup using the Dermacol foundation, it just is like a beautiful blank canvas. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Stay the night, then you leave when it's light. Nothing wrong, it's alright with you. No lies, no price, no need, so free. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no big deal, as long as you can show me a good time. I don't care. Oh, 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 oh. Dinners and rings and the fanciest things couldn't make me believe. Am ajuns în centrul comercial unde se află magazinul pe care îl vom vizita astăzi. Centrul comercial se numește Palladium și suntem acum în Dermacol, în magazin care arată, uite așa, și sper eu că îl vedeți pe mine, uite și pe Ioana în spate. Magazinul este plin de lume care își face stocul și despre tot felul de produse și o să putem să și luăm acasă tot ceea ce vrem. Mă filmează cineva din fața să nu stăm făcut cu una. Aici sunt la raionul de Oje, dacă vreau să vedeați raionul de Oje, dar sunt pe aici tot felul de produse, atât pentru machiaj, cât și pentru îngrijire, cât și vopsel de păr și parfumuri, tot felul de chestii. Și zic să ne înfructăm. Hai să atacăm problema. Am terminat la centru comercial, acolo la Palladium. Mi-am luat o groază de produse, de principiu geluri de duș, spume de baie, chestia asta de îngrijire mai mult, pentru că îmi plac mult, mult, mult de tot. Și dacă vă amintiți, v-am mai spus în multe clipuri anterioare, chiar și în favorite, că scrub-urile alea care miros genial sunt preferatele mele. Așa că m-am avut grijă să-mi fac stocul. Și acum că am terminat acolo, suntem împărțiți în două grupuri. Eu sunt în primul dintre ele. Mergem să mâncăm, iar după ce mâncăm, luăm parte la un tur din ăsta prin centrul istoric al Prag.
leagă. În mod normal am fi vrut să nu mai mergem și la ăsta, pentru că oricum am fost anul trecut, dar din câte am înțeles, programul este obligatoriu pentru toată lumea. Așa că ne sacrificăm și mergem. Ce să facem? Bungalow, she felt so young tonight. She was much younger than the other. Feeling like a prisoner there in the light. She stood, she knew they couldn't miss her. And then they took her la un restaurant care se numește Un Prinț, după cum mi s-a confirmat, unde luăm prânzul. Suntem aici de vreo o oră, cam așa ceva, am băut un pahar de șampanie, am băut și jumătate de pahar de vin și deja mă simt un pic amețită. Mâncat aperitivul și felul întâi, mă rog, felul întâi nu prea mult, pentru că nu știu ce m-a posedat, m-am luat după niște oameni din stânga și din dreapta care și-au luat friptură. Aici nu e bună tocmai, da, și n-am putut să mănânc, o să vă arăt ce am în farfurie, că am mâncat așa, piculeț, am dat toată grăsimea la o parte, am luat o gură și nu prea mi-a plăcut. În schimb am mâncat cartoful, era și un cartof lâncă, pe ăla l-am mâncat pe tot. Așteptăm desertul, poate mai salvează situația. Și după ce terminăm aici, asta în cazul în care n-adorm, că dacă mai beau putem să adorm cu siguranță, mergem să vedem centrul istoric al Pragii. Cum spuneam, am mâncat nimic din ceea ce era în farfuria asta, am dat la o parte toată carnea, ia toată grăsimea din carne, iar aici baconul ăla nici nu m-am atins de el, pentru că nu-mi place, e mult prea gras pentru mine. Așa că hai cu desertul. The important crossroads of Europe, routes of merchants, those ways that were leading from the north to the south, from the west to the east, and foreign merchants were always supposed to stop in Prague for 3 days. There is also the famous astronomical clock. So let's go back now. That's the old town hall. It can be some animals, eagles or deer or some. I want to tell you that I think you're looking just fine. I want to tell you that I want you by my side. The way you move your body, the way I feel inside, I want to take you for a ride. Wanna be with you, do you want me to? Wanna be with you. You're the one that I want, you're the one that I need, you're the one that I want. Este 7:30 la mine, după o zi petrecută foarte agitat. Am umblat super mult după amiaza asta, ne-am plimbat, am urcat scări, am urcat munți, am vizitat castele pe din afară, așa, adică nu le-am văzut foarte de aproape, tot felul de clădiri din astea super interesante, pentru că am avut doi ghizi de fapt, fiind împărțiți în două grupuri și ne-au povestit tot felul de chestii și a fost super fain, așa, eram ca într-o excursie cu clasa, cel puțin așa părea, și Ioana nu știu ce face în fața mea aici, face mișto de mine, cred că mă filmează. Am fost împreună cam toată ziua și a fost super drăguț. Ce vă spuneam, că am fost cam așa cum mergeam în excursiile cu clasa în școala generală, în liceu, mă rog, exact așa m-am simțit. Dar a fost foarte fain, atâta tot că ne-a ajuns oboseala, că ne dor picioarele pe toți și ne-am bucurat mult de tot acum că am ajuns în sfârșit la restaurant unde vom mânca. Cum se numea asta? Ceva, o denumire, restaurantul ăsta. A, uite că scrie aici. Nebozizek, nu știu dacă pronunț corect, dar așa îi spune, și o priveliște foarte frumoasă, se vede de aici și o mare parte din Praga, și mai ales acum că se întunecă, sunt așa luminițe foarte faine, care se văd în depărtare, știi, și cu albastru, așa cerul foarte albastru, frumos, se vede și o catedrală foarte faină în zare, și o să întorc imediat camera ca să puteți vedea și voi. Am băut niște apă de cum am ajuns, pentru că eram absolut lihnită de sete și cu toții eram terminați, adică terminați de picioare, unul la mână și cu apă. Foame mie nu mi-e
în mod deosebit. Ție ți-e foame? Nu. Nu, foame nu, pentru că am mâncat la prânz de aspart. Dar așteptăm foarte mare interes. Avem și meniul aici. Ioana știu că vi l-a prezentat în detaliu pe contul ei. Iar Nelea, care este în spate, m-a filmat în timp ce vorbeam cu voi. Și acum filmează și de acolo, ca să știm o treabă. I can smell the flowers from the window. I can smell it. And it's not pleasant. Poate sunt sconc și aia de aseară, Ioana. Știi? Poate e vreunul pe aici. Da. Vorbeam aseară despre niște sconc și spuneam Ioanei că vreau și un raton sau un sconc și spunea că pe acolo sunt la ea. Și, mă rog, eu am cerut, i-am zis, dacă vrea să-mi aducă și mie unul. Masa și ne pregătim să plecăm înapoi spre hotel și asta este o surpriză pe care ne-au făcut-o, chiar nu ne-au spus, acum vreo 5-10 minute am aflat și noi, însă vom pleca spre hotel în mașini din astea de epocă, după cum vedeți, deja câteva fete acolo, în partea aia, în stânga, fetele din Singapore, cred că sunt acolo, au ieșit afară să-și facă poze și cred că o să fie interesant, nu știu dacă mergem direct la hotel sau dacă ne mai plimbăm prin oraș, dar nu am mers niciodată cu o mașină de genul ăsta și cred că o să fie destul de fain, să vedem. Ia gata cu transportul ăsta. Da, niște bec. Nu cred că mă vedeți foarte clară, dar nu contează. Asta pentru că este întuneric și n-am ce să fac mai mult. Am început călătoria minunată și sper că mă vedeți cât de cât în focus, așa, și că nu sunt foarte blurată. Și sper că nu mă vedeți nici foarte zgâlțită, deși în momentul ăsta suntem pe piatră cubică. Și pe lângă piatra cubică este și foarte frig, așa că vă dați seama. Sunt două motive pentru care vă promesc așa. Altfel e foarte mișto, Praga văzută de aici, și în asta decapotabilă e foarte fain. Sper că puteți vedea și voi ceva, atât cât nu vă zgâlție camera. Neața, m-am îmbrăcat echipat și o să cobor în următoarele minute la micul dejun, dar am zis ca până atunci să vă mai zic două vorbe, așa că cea seară am capitulat imediat ce am ajuns în cameră, n-am mai putut și tot ce s-a mai întâmplat a fost un duș, după care somn. Încheiasem seara cu acea plimbare foarte faină în mașinile de epocă prin centrul Pragăi, care a fost foarte faină plimbarea, de ea vă vorbesc, dar frig, erau mașinile decapotabile și seara chiar este super frig, nu cred că erau mai mult de 12-15 grade maxim, să zic, și fiind și viteza aia, vă dați seama că am degerat, mai ales pentru că eu nu aveam nicio jachetă, nicio pătură, pe mine absolut nimic și mi-a fost destul de frig. Iar când am ajuns, fiind și oboseala acumulată de pe parcursul zilei și frigul ăla, m-am dus direct în duș, m-am încălzit, după care m-am băgat în pat și somn. A fost până azi dimineața la 5. Azi dimineața la 5 m-am dus și am făcut niște poze. M-am dus pe podul ăla frumos pe care l-am filmat ieri pe Charles Bridge, care este splendid, numai că și la ora aia, însemnând că ajunsesem pe la 7, chiar și atunci era o super mega aglomerație, erau foarte mulți oameni acolo și n-am reușit să fac pozele perfect așa cum aș fi dorit eu, dar totuși am făcut ceva, am scos niște poze. După care am venit în cameră și acum o să mă pregătesc să plec la micul dejun, iar după micul dejun o să mergem sus, iarăși la ultimul etaj acolo, unde avem pregătit pentru astăzi un workshop. Din câte am înțeles, vom face propriul nostru fond de ten cu ingredientele necesare și câte un parfum. Tot așa vom avea tot felul de esențe și ingrediente care ar trebui să fie în interiorul unui parfum și vom învăța cum se fac astea. Ar trebui să fie interesant și așa interactiv. Așa că ăsta este planul pentru moment. Am să vă arăt și outfitul meu, după care ar trebui să retușez un piculeț și rujul, că este aplicat de azi dimineață de la 5, după care o să mergem. Hai să vă iau la oglindă, să vă arăt outfitul și apoi plecăm. Ăsta mi-e outfitul așadar. Am pe mine o fustă vintage pe care nu cred că o vedeți foarte bine pentru că e lumina asta destul de proastă. Un pulover de la Zara pe care am atașat-o aici spăidăroiul, adică pui în genunchi imens. Sandalele cu care v-am nebunit, cele de la Tory Burch, care merg cu absolut orice. Poșeta asta, Chanel cușul. Și asta sunt, e super simplu, lejer așa, relativ casual, dar totuși elegant. Rujul roșu pe care l-am retușat și cam asta ar fi. Gata, acum...
suntem pe poziții în camera în care vom face parfumuri. Începem de aici și după o să mergem la fundurile de ten. Ioana deja răsfoiește acolo și a ales ingrediente. Cred că știe ceva. Mă documentez, eu deja am fac temele ca să știu ce. Să știu ce să pun. Da, idei așa ce vrei să faci? Sau e după miros, după cum îți... Nu știu, oriceva fresh, ori... Nu știu, vreau să fie ceva diferit. De ce porți mă normal? Da, sau ceva cred diferit? Că aș vrea ceva diferit de ce porți mă normal. Sau poate vreau ceva orient, sau spicy, ceva, ceva. Nori. Parfumurile, mie mi-a ieșit o chestie super, super dulce din câte am înțeles. Nu știu, am pus acolo caramelul în disperare. Caramel, vanilie, niște tabac, am pus și niște trandafir, nu știu. Eu trandafir. Trandafir. Ioana zice că trandafirul simte bine de trandafir. Dulce, e frumos. Îți place, nu? Deci, sunt o talentată, sunt această parfumia de excepție. Iar acum ne-am mutat în cealaltă cameră unde vom face fond de ten și ne instalăm deocamdată, ia să mă așez și eu la masă. Sunt așa mese de jur împrejur și văd că sunt o felul de ingrediente, pigmenți pe aici, avem și sticluțe. În asta cred că vom face, asta e goală? Da? E asta cu pipetă, dar pare a fi... Da, e goală. Deci aici vom face și văd în față că sunt iarăși tot felul de recipiente unde scrie pudră pentru efect de blurare, pe altul scrie matifiant, pe altul scrie... Vezi? Sunt tot felul de chestii pe acolo. Da. Eu sunt foarte încântată însă că la pigmenți există așa ceva. Există galben. Căci eu am constat problema asta pentru că am senzația că toate fondurile de ten sunt făcute pentru oamenii cu pigment neutru sau roz. Oamenii cu pigment galben sunt foarte discriminați. Iar Ioana mă înțelege pentru că oamenii și are... Oamenii cu pielea deschisă la culoare și pigment galben. Și asta, da. Nu ați mai închise galben, nu găsești, da. Deschise. Da, mai... pentru spălăciți de ăștia ca noi mai răruți. Toate treburile la hotel și workshop-urile și prânzul pe care l-am luat, iar acum avem program de voie până de seară la ora 6:30, cam așa. Avem program de voie, prin urmare o să mergem să mai explorăm orașul. Aș vrea să ajung și la un muzeu, la Muha, cel despre care v-am mai vorbit în clipurile mele. Vă spuneam atunci când vă povestisem despre curentul Art Nouveau, despre care v-am zis că îmi place mult de tot și sunt chiar foarte încântată să ajung să-l văd aici la el acasă. Așa că o să mergem la muzeul ăsta, după care am vrea, dacă avem timp, să vedem o anumită bibliotecă foarte frumoasă, chiar a fost votată cea mai frumoasă din toată lumea, conform a ceea ce am găsit-o pe internet și absolut superbă și chiar sper să putem intra și să o vedem. Și în funcție de ce timp ne mai rămâne, poate niște shopping, oricum plimbat, cum ne-am descurcat cu timpul. Iar de seară la 6:30 ne întoarcem aici și mergem pe barcă. O să avem un soi de croazieră, ca să zic așa. Oricum, în apropiere de hotel, așa cum a fost și anul trecut. Dacă ați văzut vlogul meu de anul trecut, știți că am mers pe barcă, parcă tot în ultima seară fusese. Deci cam asta ar fi programul momentan. Acum am aștept pe Ioana să vină și ea, o să mergem împreună și plecăm la drum. Reason to throw my game, not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass, pour hearts that never last. Oh, blame me, I'm a wild boy, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends.
în excursie cu clasa și suntem acum pe drum spre croazieră, nu știu, cursă cu barca, nu știu cum să-i spun. O să cine ne plimbăm cine pe barcă, dragă. Lumea din spate, nu știu dacă vedeți, dar sunt, v-am zis, suntem în excursie cu clasa. E foarte elegant îmbrăcată. Noi iarăși am zbârcit-o și eu și Ioana. Noi respectăm codul. Da, adică nu știu cine n-a înțeles. Da, pe dress code scria smart casual. Și noi ne-am îmbrăcat de smart casual, numai că lumea e venită ca la nuntă sau bal. Pe puțin. Sau club. Sau club, da, da. Sau ca la, mă rog, fiecare cum consideră. Smart casual. Exact, da, noi am înțeles-o cam așa. Și așteptăm să adune toată lumea acolo. Ok. Așteptăm să adune toată lumea și să plecăm înspre Marea Croazieră, ce vă fie asta seacă. Să sperăm că nu o să mai degeriară și am avut grijă ca de data asta să-mi iau o roche cu mânecă lungă. Și sunt, eu sunt ca mama așa, bineînțeles, sunt cu poșeta asta de babet. Normal, rochea mea e lungă, vaporoasă. Na, asta e pensionară, ce să fac. Dar mă sacrific și așa. Traversăm? Încolo? Ce facem? Nu știu ce facem. Este o debusolare totală. Punem cornițe, n-ai văzut? N-am văzut, nu. Pune-mi acum. Așa. N-am văzut, n-am ce treabă. Ba da, cred că o să degerăm un piculeț, dar mai încolo. Mergem? Pe barcă și e foarte frumos. Am amenajat ca anul trecut cu baloane roz, așa cum vedeți în capul meu, și lumea începe să vină, să se așeze la mese. Ioana, bineînțeles că este aici de-a dreapta balabanului. Băi, i-am zis că mă lipesc de ea, că nu m-a crezut. Nu, foarte bine, foarte bine ai făcut. Și uite așa arată barca în felul ăsta, cel puțin pentru moment. Sperăm doar că nu o să fie mega, mega frig, așa cum a fost anul trecut, că atunci am cam degerat. Deci parcă era acoperit, din ce mi-amintesc eu, da. Se acoperi, dar tot mi-a fost frig. Anul ăsta ne ajută. Am și asta cu mânecă lângă, să sperăm că rezistăm. I'm a wild boy, getting bored, I'm looking for attention. I'm not looking to meet new friends. No, I've been looking for love inside, for someone I appreciate. M-am luat cu vorba undeva prin spatele bărcii și am ratat cam tot spectacolul pe aici. N-am apucat nici să mănânc, n-am apucat să mai nimic. Însă, ia uite ce lumină bună. Sunt foarte încântată de camera asta nouă. Să-mi spuneți și voi cum mi se pare, în cazul în care ați ajuns cu filmarea până aici, pentru că n-am încheiat vlogul ăsta, dar știu că va fi unul lung. În orice caz, tot pe apă suntem, ne învârtim așa. Cred că vedeți destul de bine mișcarea. Lumea a mâncat deja destul de mult, a fost și momentul artistic, avem și un tort foarte drăguț, un roz care e undeva pe acolo, nu știu dacă o să apuc să mănânc din el, dar momentan mi-am luat în față ceva de mâncare aici, căci avem bufet suedez și sunt tot felul de cărnuri, tot felul de brânzeturi, tot felul de legume, mi-am luat niște piept de pui cu cartofi și tocmai am primit și o bere. Yes! Cam în felul ăsta așadar, știu că nu se vede foarte bine, dar carne, niște legume, niște cartofi, pe acolo mi-a pus și niște brânză care nu are nicio treabă cu nimic, dar să fie. Și, cum spuneam, doamnă elegantă, rafinată, cu o bere, un pilsner, să se simte că sunt în Praga. Și am încheiat nu doar ziua, ci cred că acum închei și vlogul, pentru că au trecut cele 3 zile frumoase petrecute în Praga. Am avut o duminică, luni și ziua de astăzi de marți, iar mâine dimineață plecăm super devreme înapoi spre România, însemnând că pe la un 6 și jumătate plecăm spre aeroport dimineață, bineînțeles. Zborul nostru e undeva în jur de 9, deci probabil că pe la un 11, ceva așa, o să fim acasă. Mi-e dor de brănuși, bineînțeles că vreau să ajung la ei, să-i pup, să-i zmătoce, să vă ce au făcut ei zilele astea. Însă a fost tare, tare fain și n-aveți idee cât de recunoscătoare sunt că am putut din nou să particip la chestia asta. Cei de la Dermacolon sunt super, super dragi pentru că au fost extrem de drăguți cu mine și de data trecută am rămas cu un gust super dulce odată cu experiența de atunci și vreau să vă spun că s-au purtat atât de frumos și nu am avut parte de așa o prietenie și căldură de la oameni din România. Însă, adică mă refer la branduri și colaborări pe care le-am mai avut. Asta nu este o colaborare, nu am niciun beneficiu fiind aici, adică nu m-au plătit în
vreun fel să fiu aici, pur și simplu m-au chemat și am participat la workshop-uri, conferințe și așa mai departe ce a fost aici, dar vreau să vă zic că au fost jos pălăria, toată experiența a fost absolut minunată. În rest, ce să vă spun, pentru astăzi, nu cred că am apucat să vă updatez, o să fac și asta după care vă las în pace, am fost la muzeu, la Muha, am aflat că se spune Muha, tot aveam senzația că este Mucea ceva așa, însă am întrebat pe cineva de aici din Praga, pe doamnele care ne-au fost ghidi ieri și mi-au spus că în cehă corect este Muha, acel M-U-C-H-A, așa că o să spun de acum Muha, știu de la niște cehoaice, prin urmare așa e corect. Am fost acolo la muzeu și mi-a plăcut tare mult, eu fiind un fan al artistului, v-am mai vorbit, știți, și tare, tare m-am bucurat că am reușit să-l vizitez, după care am fost la biblioteca aia absolut superbă, 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 la Clementium, așa se numește, unde ea în sine, cred că a fost o mănăstire inițială acolo, nu e nimic fabulos, dar biblioteca aia este splendidă, splendidă, parcă eram într-un film cu Harry Potter. Poate ați observat că m-am chinuit eu așa să filmez, deși n-aveam voie, dar am încercat un pic pe șustache, că toată treaba era cumva împrejmuită, deci nu puteai să treci, n-aveai voie să intri acolo pentru că tot ce era e foarte vechi și vă dați seama, dacă ar permite tuturor să calce pe acolo, cred că ar fi destul de nasol și ar pune în pericol frumusețile alea. Însă chiar și așa, văzând de la distanță, am rămas mască, stăteam și mă uitam, wow! În orice moment mă așteptam să iasă Dumbledore de acolo și să, nu știu, să fac o vrajă sau ceva. Foarte frumos, mi-a plăcut super, super mult. În rest, ne-am mai plimbat prin centrul orașului, am mai ajuns și la câteva magazine de antichități, de unde mi-am mai luat două brățări, cam astea sunt singurele lucruri pe care le-am cumpărat fiind aici, în alte magazine n-am intrat, doar atât, mi-am luat niște vintage, am așadar două broșe foarte frumoase pe care le-am luat în prima zi și două brățări pe care le-am luat astăzi și cred că vi le voi arăta acasă, astfel încât să nu mai lungesc treaba aici. În rest, shopping n-am făcut, am doar bunătățile de la Dermacol, iar în seara asta ați văzut, a fost plimbarea cu barca foarte frumoasă, cu momente artistice, cu mâncare bună, foarte, foarte fain, deci chiar super minunat. Așa că mulțumesc mult de tot pentru toată experiența, a fost nemaipomenită, m-am bucurat să văd și pe Ioana și, per total, un succes general. Iar cu asta închei vlogul, va fi lung, dar asta e, sper să suportați. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut, impresii, sugestii, ce vreți voi, lăsați-le acolo și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Mă duc să fac bagajul. Mua!